Doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile zilei. Pomenirea celor care s-au jertfit pentru țară a fost oficiată astăzi la Făgăraș. Zeci de persoane, de la elevi, dascăli și veterani, alături de soții, rude și prieteni ale celor dispăruți, au retrăit durerea pierderii camarazilor de luptă și au luat parte la slujba de parastas. La monumentul eroilor rezistenței anticomuniste, militari și străjeri ai gărzii cetății au adus un omagiu celor care au căzut pe front. 8 aprilie este data la care agricultorii din țara Făgărașului primesc subvenția pe suprafața de teren cultivată și cei care dețin animale și au solicitat sume de bani de la APIA le vor obține și asta începând de la jumătatea lunii aprilie. Seară de neuitat pentru doamnele și domnișoarele din Făgăraș, care au sărbătorit 8 martie. În localuri, muzica a răsunat până târziu, iar ringul de dans a fost plin tot timpul. Îmbrăcate de ocazie și coafate, femeile au fost în centrul atenției și s-au distrat cât pentru tot anul. Au ciocnit un pahar în sănătatea lor și au petrecut pe cinste. Ceremonial militar și religios impresionant astăzi la Făgăraș în ziua celor 40 de mucenici, pe 9 martie. Ca în fiecare an, Asociația Foștilor Deținuți Politic și Victime ale Dictaturii din România, filiala Făgăraș, i-a comemorat pe făgărășenii care au luptat împotriva comunismului sau au fost aruncați în închisorile și lagărele de exterminare comuniste, unde mulți dintre ei și-au pierdut viața. Gardă! Stai! Vă aliniați! Gardă, drept! Gardă la stânga! În fiecare an, de când avem monumentul, sărbătorim ziua foștilor deținuți politici, care e aprobată prin Parlament. E o ocazie când ne mai plângem morții, ne aducem aminte de ei, aprindem o lumânare, ca niște animale. Când ne băteau, nici nu ziceai că sunt oameni. Să ne pusteau asupra ta ca niște lei, ca niște tigri. Am murit la ieri la unul lângă noi, dar n-am știut. A murit noaptea și a doua zi dimineața când făceau ăștia prezența, au văzut că e mort și atunci l-au luat. Dar au mormântat într-un cimitire, nu știe nimeni. Nici ziua de astăzi nu se cunoaște unde au fost înmormântați. La nivel de țară au murit 386 de aici. Toți care au avut peste 80 de ani. Și noi mai suntem puțini în zona Făgărașului, suntem 7 în Făgăraș, cu total 25 în țara Făgărașului. Ceremonialul s-a desfășurat la Monumentul Luptătorilor din rezistența anticomunistă, situat la cetate. Zeci de persoane au venit să-i omagieze pe eroi, rude și prieteni ale familiilor care au pierdut soți sau chiar fii în lupta pentru dreptate, au participat la parastasul în memoria celor care au murit în lagăre sau închisori comuniste. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește. Dintre cei care au luptat pe versantul sudic al munților Făgăraș, din grupul condus de Toma Arnăuțoiu, am avut bucuria ca alături de doamna Răluca, Ioana Răluca Voicu Arnăuțoiu să mergem să o vizităm pe Marina Chirca, cea despre care Toma Arnăuțoiu spunea că a fost cea mai denădejde, cel mai denădejde ajutor al nostru. Și ce am înțeles într-o zi întreagă, cât am stat cu dânsa și am povestit, am înțeles că în ființa acestei persoane nu a fost niciun loc de compromis. Fiecare sau fiecare dintre noi, fiecare dintre oameni poartă în sinea lui o înfrângere.
personală, mai mult sau mai puțin mare și grea, dar în ființa acestei distinse femei nu am găsit nicio urmă de înfrângere. Nu cred că e întâmplător faptul că autoritățile au decis ca ziua de astăzi să fie cea în care se omagiază luptătorii din rezistența anticomunistă. Astăzi, când în calendarul creștin ortodox este o sărbătoare a celor 40 de mucenici uciși în Sevastia, și noi avem mucenicii noștri. Din cei 725 de ani de atestare documentară a Făgărașului, o jumătate de secol a fost perioadă crudă a comunismului. Alți 25 de ani s-au scurs de când s-a prăbușit acest sistem. Și țara noastră este un fel de Sevastia, iar lacul, iazul înghețat în care au chinuit cei 40 de mucenici și rugul aprins în care au fost arși ulterior, sunt închisorile în care au murit oamenii aceștia, care au luptat și au crezut până la a-și da viața în libertate și în valorile acestui neam. La această zi memorabilă au fost prezenți și elevi. Cu toții au vrut să simtă pe viu pulsul istoriei acestui neam. Însoțiți de profesori, liceenii, dar și elevii de gimnaziu au asistat la ceremonialul dedicat martirilor neamului. Astăzi este o zi importantă, pentru mine foarte importantă, pentru că în istoria țării Făgărașului, lupta anticomunistă, lupta de rezistență a celor care au stat în munți, a oamenilor din Făgăraș, a elevilor, în special cei de la Liceul Radu Negru, a celor care au fost urmăriți și prigoniți de securitate, reprezintă un punct cheie în istoria Făgărașului. Trebuie să-i comemorăm, trebuie să ne aducem aminte de lupta lor. Camera Deputaților a adoptat anul trecut un proiect de lege prin care se dublează indemnizațiile deținuților politic din închisorile comuniste, persoanelor persecutate politic sau deportate, ajungându-se la 400 de lei pentru fiecare an de detenție sau deportare, considerând măsura ca fiind un gest reparatoriu. Aceste indemnizații se vor cumula cu pensiile. La Făgăraș, Asociația Foștilor Deținuți Politic mai numără doar 15 membri în viață și 150 de soții supraviețuitoare ale celor persecutați politic. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură va începe plățile către fermieri pe data de 8 aprilie, adică peste o lună, termenul legal de plată pentru subvențiile pe suprafață pentru anul trecut fiind 30 iulie 2016. Conducerea APIA Brașov susține că în prezent nu există întârzieri în ceea ce privește plata subvențiilor către fermieri pentru anul trecut. Plățile regulare se fac de la 1 decembrie a anului de cerere până în 30 iunie a anului următor. În acest sens, datorită faptului că în 2015-16 a avut loc o schimbare de legislație europeană, practic întreaga legislație europeană a fost schimbată, acea politică agricolă comună, și a trăit transpusă în Planul Național de Dezvoltare Rurală, în PNDR-ul românesc. Cu întârziere de rigoare venită din legislația europeană și din votarea legislației europene, implementarea acesteia în sistemul IT a produs unele sincope, bănuiesc, și ultimele informații care le avem de la cei care asigură rețeaua informatică de plăți, acel sistem integrat de administrare și control, este data de 8 aprilie. 8 aprilie pentru plățile vegetale și 26, dacă nu mă înșel, mai, plățile pentru animale. Deci, în APIA Brașov și APIA în general în țară,
fermierii vor aștepta plățile regulare în mod firesc și normal până la data de 30 iunie anului următor, an de cerere. După aceea vorbi, dacă Doamne ferește, vor fi cazuri de întârzieri. Din punct de vedere al acelor plăți despre care unii fermieri au luat avansuri, avansurile se fac până la data de 30 noiembrie anului de cerere, cu acceptul scris și al Comisiei de Agricultură a Uniunii Europene, care România a avut, și în județul Brașov am fost plătit un avans de 90% din plata SAPS de bază pentru 8.100 de fermieri. Dintre cei 16.351 de fermieri din județul Brașov care urmează să primească subvenții pentru suprafața de teren cultivată, 8.100 au primit avansuri până la sfârșitul anului trecut, urmând ca restul să primească bani începând cu data de 8 aprilie. Directorul APIA Brașov, Dorel Stânea, a precizat că după data de 8 aprilie, în 2-3 săptămâni, speră să se reușească plata către toți fermierii, urmând ca din 15-20 aprilie să se dea drumul și la plățile pentru animalele de ținute de fermieri. Sunt operațiuni care nu țin de centrele APIA județene. La nivelul Uniunii Europene, politica agrară comună a fost implementată relativ cu întârziere și din această cauză și proiectele României au fost întârziate de membrii Uniunii Europene, după cum a adăugat directorul Stânea. Petrecere de zile mari de 8 martie la restaurantul Laguna Albastră din Făgăraș. Localul împodobit ca de zile mari cu mese aranjate ca la carte a fost pregătit în cele mai mici detalii pentru a le aștepta pe sărbătoritele zilei. Încă de la intrare, gazdele le-au așteptat pe femei cu flori și le-au oferit câte un pahar cu băuturi rafinate. A fost doar primul gest, pentru că apoi, pe mesele bogate, pline de bunătăți și băuturi fine, doamnele au avut parte de doar un mic răgaz. Startul a fost dat, ringul de dans s-a umplut până la refuz, iar petrecerea s-a încins la maxim. Se spune că secretul unei bune petreceri este muzica. Așa a și fost aseară. Melodiile antrenante nu le-au lăsat pe doamne și domnișoare nici să respire. Surprizele gazdelor s-au ținut lanț. Sărbătoritele au avut șansa să imortalizeze momentul într-un mod inedit. Pozele la minut alături de accesorii trăznite au avut un succes neașteptat. Doamnele și domnișoarele elegante și bine dispuse s-au simțit extraordinar pe tot parcursul serii. Au încins ringul de dans și s-au destins alături de prietene sau de colegele de serviciu. În primul rând, sănătate, să putem să dar o femeie de ziua femeii. Dragoste, dragoste și echilibru. Cum vă simțiți? Foarte bine, foarte bine. Bine. Și ce gazdă nu se bucură când vede că oaspeții sunt mulțumiți, mai ales când vine vorba de musafiri atât de pretențioși și cu gusturi fine. Urez la mulți ani la toate doamnele, domnișoarele, mamele din orașul nostru care au venit în seara asta să se distreze. Noi suntem în slujba lor, vrem să le vedem fericite, să se distreze până dimineață, chef la maxim. A fost o zi de 8 martie de neuitat pentru femei. Restaurantul a răsunat până târziu în noapte de muzică și bună dispoziție, iar doamnele și domnișoarele au avut parte și de o tombolă cu premii, dar și de un desert delicios.